Reprezentanții României la Bruxelles se văd nevoiți din nou să apere reputația țării. Europarlamentarul Emilian Pavel a vorbit astăzi într-o conferință de presă că anumiți colegi de-ai săi din alte partide încearcă o nouă denigrare a sistemului din România prin prisma concluziilor mecanismului cooperare și verificare pe justiție. Din păcate, mai mult încerc să apăr țara decât să mă ocup de alte lucruri. Câțiva colegi de-a noștri români din alte partide hotăresc să iau anumite atitudini negative față de țara noastră. Încerc împreună cu colegul meu, deși sunt supleant în acea comisie, să fiu prezent la fiecare lucrare, astfel încât să pot să apăr imaginea țării noastre și reputația țării noastre. Europarlamentarul nu a dorit să precizeze numele colegilor care denigrează țara. Raportul MCV a notat faptul că România a făcut progrese importante în consolidarea justiției.